Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial aici pe playtech.ro Astăzi vom urmări împreună niște trucuri care ne pot ajuta să ne facem sistemul să funcționeze mai repede Voi începe prin a face un sistem restore point, adică o copie de siguranță în Windows care ne va permite să ne întoarcem la această variantă de Windows înaintea modificărilor și în acest tutorial vom merge în registri și așa cum spune vorba mai bine să fim siguri decât să ne pară rău. Dau click pe Start, iar aici cu click dreapta pe Computer voi merge în Advanced System Settings, unde în tabul System Protection găsesc pe ultima poziție Create a Restore Point. Voi apăsa pe Create și îi voi da un nume, după care încă un Create va, va salva această copie de siguranță. Odată ce această copie de protecție a fost finalizată, voi continua în același System Properties, de data aceasta în tabul Advanced, unde la Performance voi merge în Settings, iarăși Advanced, și aici voi modifica memoria virtuală a calculatorului. Dau click pe Change, unde găsesc în partea de jos o valoare recomandată, pe care o voi adăuga în câmpurile de la Custom Size. Observ așadar că îmi este recomandat uh, o valoare de 12274 și o voi pune și la uh, valoarea inițială și la cea maximă. Clic pe OK, și mai departe memoria virtuală ne va ajuta să avem un calculator care merge mai rapid. În continuare, voi merge în control panel, unde voi face câteva modificări legate de experiența uh, folosirii Windows. În prima fază voi merge în User Account Control Settings. A acest uh, Account Control Settings vizează acel panou de extra siguranță pe care Windows l-a introdus odată cu Vista, dacă nu mă înșel, uh, pentru a ne întreba de fiecare dată dacă suntem siguri că vrem să facem anumite lucruri. Voi căuta în Control Panel UAC. Change user account control settings, iar aici de la always notify, adică să ne, ne anunțe de fiecare dată când vrem să facem o modificare în Windows, voi merge pe never modify. Sunt de părere că nu ne-ar putea oferi o protecție atât de puternică cât să, cât să merite ca de fiecare dată când folosim calculatorul să ne lovim de același panou de protecție din Windows. Tot în același Control Panel, voi modifica modul în care Windows indexează fișierele de pe calculator, adică nu l voi mai lăsa să treacă de fiecare dată prin toate fișierele pe care le modific pentru a mă ajuta să găsesc să am un search mai rapid. Aici în Control Panel caut Indexing Options care se referă strict la ce indexează Windows pentru a ne face o căutare în, în My Computer. Dacă folosiți cu regularitate căutarea din mai Computer, vă recomand să, să treceți peste acest Indexing Options. Aici veți găsi mai multe foldere decât, decât sunt la mine. Dați click pe Modify și odată ce ați selectat folderul, puteți să debifați și în felul acesta veți scăpa de multe foldere care sunt indexate fără niciun plus de performanță al calculatorului. Tot în Control Panel vă recomand să vă uitați în folderul de fonturi, căutând fonts. Se întâmplă ca uneori să avem peste 200 câteva sute bune de fonturi instalate pe calculator și acestea îngreunează foarte mult experiența de lucru, putem să trecem prin anumite fonturi pe care considerăm că nu le folosim cu regularitate și ori să le dăm delete, dar o opțiune mai indicată ar fi să selectăm o parte dintre acestea și să le dăm hide. În felul acesta Windows nu le va mai încărca de fiecare dată când intrăm în Windows și ne va ajuta să avem un calculator mai rapid. Mai departe, motivul pentru care am făcut sistem restore de la început, voi merge să modific niște registri. Am parcurs într-unul dintre tutorialele trecute opțiunea de regedit pe care Windows ne -o pune la dispoziție. Ce voi face aici este să caut în bara de start regedit și să merg în acest registri editor, unde în prima fază voi modifica cât de repede să se închidă calculatorul odată ce am apăsat pe shutdown și mai apoi să modific viteza cu care apar aceste mici thumbnail când merg pe meniurile din bara de start. Pentru început, în local machine, la system, care în control set control, găsesc acest wait to kill service timeout. Observ că are o valoare de 12.000 care este în milisecunde și înseamnă 12 secunde și o voi modifica în 4.000. Lucru care va face ca Windows-ul să se închidă mai repede. Cu atenție, nu o valoare prea mică, deoarece anumite programe nu au timp să salveze o parte din procesele din spate, și riscați să vă pierdeți anumite date care nu apucă să fie salvate înainte ca Windows să, să omoare procesul, ca să spun așa. Tot aici, în Registry Editor, de data aceasta la Current User în control panel acest desktop voi căuta valoarea care mă, mă poate ajuta să să fac să fac aceste meniuri să apară mai repede și este acest meniu show delay unde dumneavoastră cel mai probabil aveți o valoare de, de 400 și eu personal am pus 50, poate să fie și 20 și veți veți observa o performanță sporită în ce înseamnă bara de start. Cam atâta pentru registri. Voi merge mai departe în MS Config, tot un serviciu Windows pe care l-am parcurs într-un dintre tutorialele trecute, unde putem să alegem programele pe care ne dorim la start. De data aceasta voi merge în Boot, unde la Advanced Options voi vedea pe prima poziție numărul de procesoare care să fie folosit. În acest moment e 1 deși valoarea maximă ar putea să fie 4 pe care o voi selecta. Este o metodă destul de controversată de sporirea performanțelor calculatorului deoarece nu funcționează pentru toată lumea. Însă nu aveți nimic de pierdut puteți să, să faceți acest boot advanced options și numărul de procesare să fie pe maxim și să vedeți poate vă ajută într-o sporire de performanță. Tot aici la boot puteți să bifați acest nou GUI Boot. este o animație care uh, o are Windows atunci când intră uh, în desktop și ne va ajuta să intrăm în Windows puțin mai repede. Voi apăsa pe OK. Uh, aceste modificări vor avea parte după ce calculatorul va uh, lua un restart. Pentru final uh, vă voi arăta câteva lucruri destul de interesante pe care le puteți găsi în Windows. Primul este services.msc pe care îl voi căuta tot așa în bara de start, services.msc, aici veți putea găsi uh, toate serviciile pe care Windows uh, le are și ce ați putea dumneavoastră să faceți este să mergeți pe cele care au statu statusul de started, și să vedeți dacă chiar aveți nevoie ca acest proces să, să ruleze. Puteți să verificați în descriere, ori dacă aveți dubii despre anumite procese, puteți să le căutați în orice moment pe Google și să vedeți uh, pe care le puteți selecta să le, uh, să, să le dezactivați pentru uh, versiunea dumneavoastră de Windows. Am pregătit... Uh, cum vă spuneam, ceva foarte interesant se numește "God Mode". Este un fel de folder pe care Windows nu ne-l pune vizibil la dispoziție. Trebuie să creăm un folder în care să punem acest nume "GodMode." urmat de o serie de caractere pe care le voi le veți găsi în textul acestui tutorial. Și ce voi face? Voi copia și voi face un folder unde îi voi da același nume pe care l-am copiat. Observați că uh, nu este o icoană clasică de folder, iar în acest God Mode veți găsi o multitudine uh, cea mai mare parte din uh, opțiunile și setările pe care le puteți face în Windows, toate închegate sub acest nume God Mode, așa cum îi spune și numele, este uh, un folder uh, suprem pe care în care veți găsi diverse și foarte multe metode de a vă modifica Windows-ul exact pe placul dumneavoastră. Cam atât ar fi de spus în acest tutorial. Eu vă mulțumesc pentru atenție trebuie să revin pentru că mi se pare că nu, nu, este spus niciodată de ajuns de mult. Dacă întâmpinați probleme neexplicate de performanța calculatorului, este posibil ca acesta să fie încărcat de impurități și culerele, ventilatoarele să nu mai facă față căldurii din unitate. Aveți programe ca Everest și alte metode gratuite de a verifica temperaturile din calculator, însă puteți să puneți mâna pe, unitate și să vă dați seama dacă este ceva în regulă acolo și să apelați la niște profesioniști. Iar din când în când, când, există momente când nu se mai poate face nimica și un reinstal la Windows, o reinstalare nouă de, de, sistem e exact ce are nevoie un calculator pentru a-i mai spori performanțe. Cam atâtea, eu vă mulțumesc în o dată pentru atenție și vă aștept pe data viitoare cu un nou tutorial. O zi minunată tuturor!